În urmă cu doi ani, un arădean urmărea un hoț care sustrase bicicleta soției lui. Acesta s-a urcat pe bicicleta sa și a pornit în urmărirea hoțului. Ghinionul a făcut ca rădeanul să cadă într-o rampă nesemnalizată, lucru ce a adus decesul. Soția încearcă și acum să-și caute dreptate, însă cazul a ieșit din sfera penală. Cu toate acestea, familia refuză să se dea bătută. Copiii și soția victimei au deschis un nou proces. În august 2014 a avut loc un accident catalogat de organele de poliție drept accident de circulație, în care și-a pierdut viața un tânăr. Acesta s-a deplasat cu bicicleta împreună cu soția și o persoană necunoscută a sustras bicicleta soției lui. El s-a urcat pe bicicleta sa și a pornit în urmărirea acelei persoane, pentru a-l prinde pe cel care a furat bicicleta, a spus avocatul familiei. Era o zonă nesemnalizată și el a mers cu bicicleta să prindă hoțul. Rememorează soția bărbatului decedat. A venit, a luat colțul scurt, apoi l-a aruncat în jos și a căzut. Nu a mai mișcat, precizează o cunoștință a victimei, martor la nefericitul incident. În urma incidentului a început ancheta, însă rezultatul acesteia nu a mulțumit membrii familiei victimei. Poliția a concluzionat că nu este nimeni vinovat, incidentul întrunind cumulativ condițiile unui accident rutier. Cu toate acestea, răspunderea civilă a societății putea fi angrenată, doar că rezoluția a lăsat de dorit. În spatele magazin lui există o rampă săpată în pământ cu beton, prin care intră tirurile. Din păcate, acea rampă de 1,5-2 metri nu era delimitată, nu era împrejmuită cu bare de protecție. Și el a căzut în acea rampă, iar după 5 zile a încetat din viață, ca urmare a rănilor provocate de cădere. Au rămas doi copii și soția. Am depus o plângere penală la parchet prin care am solicitat să se descopere persoanele vinovate pentru nesemnalizarea și neîngrădirea acelei rampe. Din păcate, parchetul a considerat că nimeni nu se face vinovat de producerea accidentului, nici nu se detaliază, de fapt, chestiunea cu împrejmuitul rampei. Printr-o ordonanță, parchetul concluzionează că nu se poate trage nicio persoană la răspundere penală pentru cele întâmplate, a explicat avocatul. Între timp, soția a decis să își caute dreptatea la tribunal printr-o acțiune civilă orientată împotriva proprietarului construcției respective. Familia victimei solicită acum despăgubiri, însă oamenii ar fi dorit ca cineva să și răspundă pentru neglijența criminală care a ucis un om.